de bine ne cunoaștem. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Raluca Anton este în direct cu noi prin Skype. Bine ai venit, Raluca. Suntem și pe pagina de Facebook Radio Europa FM în transmisie directă. Servus, bine v-am găsit. Vin sărbătorile și le spuneam ascultătorilor noștri ceva mai devreme că vin și acele mese în familie pe care de-abia le așteptăm și eu spun asta cu toată sinceritatea. Însă, de multe ori e bine să ai și psihologul cu tine la o astfel de masă, pentru că inevitabil, pentru că nu te-ai văzut de foarte mult timp cu părinții, cu frații, cu surorile, poate, mai ales dacă, eu știu, lucrezi prin altă țară, vin tot felul de întrebări sau remarci, gen, te-ai îngreșat, ai slăbit, dar de ce ai slăbit, ești bolnav? Când faci și tu un copil, când te însori, când te măriți, cunosc foarte bine ascultătorii noștri despre ce este vorba. Cum facem față? Cred că aici ține de o discuție pe care noi tot plimbăm așa de pe o întâlnire pe alta când vine vorba de educația emoțională și relațională, pe care, din păcate, noi acum începem să o dezvoltăm și începem să o avem fiecare dintre noi. Și, într-adevăr, aceste întrebări, care sunt, până la urmă, nepotrivite de cele mai multe ori, îi rănesc pe cei care primesc aceste, pe care le primesc, le rănesc pe persoanele care primesc aceste întrebări. Rănesc așa în sentiment. Da. Și ce se întâmplă în astfel de momente este că nu știm, de fapt, să purtăm conversații dificile. Până la urmă, de cele mai multe ori, în spatele unei întrebări, stă fie curiozitatea, fie nevoia de conectare. De fapt, dorința de a mă apropia de tine într-un subiect sensibil. Și atunci, de multe ori, folosim aceste tematici care sunt, de fapt, dureroase pentru mulți dintre noi, pentru a ne arăta faptul că ne pasă. Și, din păcate, asta nu se întâmplă, ci mai degrabă ce simte cel care e receptor, care aude aceste întrebări, nevoia de a se îndepărta, asta este ce simte. Și cumva de fiecare dată știe că, exact cum spuneai și tu, e o masă în familie, iarăși vor urma aceleași întrebări. Acum, eu ce le recomand celor care ne ascultă, cred că asta voiai să... Da, mi-am adus aminte de o vorbă din bătrân care spune că la masă nu se vorbește și înțelepți au fost bătrânii. Cred că, da, poate să fie pe de o parte ideea asta de la masă nu se vorbește, pe de altă parte cred că e important să vedem întâlnirile acestea ca fiind un eveniment social, dar un eveniment în care ne antrenăm câteva laturi care țin de procesul de comunicare. Eu, receptor care aud aceste informații, cu toate că mi-aș dori să se schimbe ceilalți și să nu mai adresez aceste întrebări, cel mai probabil nu voi putea schimba acest lucru. Și atunci am două lucruri pe care pot să le fac aici. Pe de o parte, ceva care este îndreptat înspre mine, pur și simplu să-mi dau seama că această întrebare nu are atât de multă legătură cu mine, cât cu cel care o adresează și cu nevoia lui de a cunoaște, de a ști, de a înțelege, cu curiozitățile lui. Și, pe de altă parte, să învăț să răspund într-un mod empatic, fără să-l rănesc pe celălalt. Pentru că de cele mai multe ori fie mă retrag, fie bâșbâi eu acolo și ofer un răspuns să mă scap de situație, fie în anumite contexte pot să fiu și reactiv și să am un răspuns nu tocmai potrivit. Și atunci, în astfel de situații, când eu primesc această întrebare, cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să răspund cât mai empatic în termen de îmi dau seama că sunt așa de multe curiozități și mi-aș dori să pot să răspund la toate, dar din păcate nu am răspuns la toate aceste întrebări. Și să rămân, să las deschisă povestea asta, cumva am și oferit un răspuns, dar nici n-am oferit un răspuns în aceeași situație. Da, îți dai seama că nu e o singură întrebare, că atunci când te așezi la masă e un tir întreg de întrebări, adică trebuie de foarte multe ori să oferi explicații sau să te schivezi așa. De foarte multe ori să oferi explicații, cine nu se prinde continuă cu șirul de întrebări și atunci poți la un moment dat, pentru că e o situație aici despre limite, poți la un moment dat să spui, uite, pentru mine aceste întrebări sunt inconfortabile. Dar știi ce dificil ne este să spunem asta și să ne apărăm teritoriul, de fapt? Când știi că cineva apropiat ție vine și este intruziv, că până la urmă le simțim ca fiind intruzive întrebările astea, parcă din povestea noastră de viață ne vine să-i lăsăm pe oamenii ăștia care sunt mai în vârstă, care sigur au și ei nevoile lor, ne vine să-i lăsăm în viața noastră, dar nu luăm în calcul disconfortul pe care noi îl simțim în momentul acela. Și atunci, cu multă blândețe pot să spun în anumite momente că îmi dau seama cât e de mare curiozitatea și în același timp îmi dau seama cât e de mare disconfortul meu să răspund. Despre ce altceva am putea vorbi, Raluca, la o astfel de masă? Imaginăm așa, o masă în familie, o familie numeroasă, poate nu ne-am mai văzut de foarte mult timp sau de o perioadă, așa...
În primul rând, categoric, e important să vorbim despre noi. Adică, ce ni se întâmplă, care sunt lucrurile prin care am mai trecut de când nu ne-am mai văzut, care sunt experiențele pe care le-am avut, am învățat ceva nou anul acesta, am învățat ceva diferit, planuri pe care le avem de acum înainte. Toate acestea sunt împărtășiri în legătură cu propria persoană. Putem avea și acea discuție despre care noi am mai povestit la un moment dat, despre contextul global și ce se întâmplă în lume sau în țară, pornind de la ideea că nu este despre a găsi un adevăr absolut, ci este despre a discuta despre ce se întâmplă și putem la fel de bine să ajungem la de comun acord, să spunem că putem să nu avem... să nu fim pe aceeași lungime de undă în anumite momente. În engleză sună foarte bine, let's agree to disagree. Să cădem de acord că nu suntem de acord în legătură cu un anumit lucru. Mai mult decât atât, trebuie să ne reamintim faptul că aceste întâlniri au o perioadă limitată de timp. Adică tirul acesta de întrebări nu va fi zile în șir unele după altele, ci cel mai probabil vor crea un context neplăcut undeva vreo 10-15 minute, după care ele se vor întrerupe. Până la desert, măcar până la desert, știi? Adică... Înțeleg că ți-e aproape subiectul acesta. A, nu, încerc să, na, să iau cel mai urât scenariu, să zic așa, cel mai agitat scenariu. Da, din păcate sunt întrebări pe care le primim și oamenii cu toată dragostea din lume ni le adresează de foarte multe ori, mai ales dacă sunt oameni apropiați nouă. Corect. Cred că, pe de altă parte, m-aș și întreba de ce mă deranjează că sunt întrebată. Care e, de fapt, povestea pe care mi-o spun odată ce simt disconfort atunci când cineva îmi adresează întrebarea? Pentru că răspunsul nepotrivit în anumite momente vine din disconfortul meu și prea puțin din întrebarea care mi-a fost adresată. Și cel mai important este, până la urmă, să ne bucurăm de reîntâlnirea tuturor la aceeași masă și să petrecem timp de calitate împreună. Știi ce mai voiam să zic, iartă-mă că te întrerup apropo de chestia asta, că e, odată pe de o parte e responsabilitatea noastră a celor care suntem întrebați, dar pe de altă parte este și responsabilitatea celor care întreabă. Și aici aș invita pe cei care au astfel de curiozități în legătură cu membrii ai familiei, înainte să întrebe, să adreseze o altă întrebare. Uite, mi-ar plăcea să povestim despre kilogramele tale sau despre de ce nu te căsătorești sau despre dacă vrei să ai copii sau nu. Oare ar fi potrivit pentru tine să facem chestia asta? Oare ai vrea să povestim despre lucrul ăsta? Și atunci eu nu dau buzna în curtea nimănui, ci eu stau la poartă și strig, hei, e cineva acasă, pot să vin și eu la o cafea? Și atunci cumva, cu mult respect merg înspre celălalt și îl invit în această conversație și are la fel de bine celălalt dreptul să respingă. Deci facem o ședință de sumar, cum se spune, înainte de întâlnire. Am înțeles, Raluca, mulțumesc foarte mult pentru sfaturile tale și ne reîntâlnim cu siguranță săptămâna viitoare. O zi bună îți dorim și mulțumim celor care sunt alături de noi acum și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Numai bine! Săptămâna viitoare! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM. Take